Da, țigări. West. Asta știam că parcă mai sunt blue, le spune la astea. Dar eram putea să văd, cred că 19 lei sau 20 lei pachetul. 20 de bucăți. Dacă nu mă înșel, astea erau pe la vânzare. Calitate germană aici scrie. Mamă. Pe la Lidl, dacă nu mă înșel. Dar era una de pe internet, da? Bun, ok. The best from the west. Asta vrea să spună, mă, frate, cu west. The best from the west, adică din partea vestului, cele mai bune din zona aia. Vedem acum, hai că văd acum. Sunt lungane astea, frate, sunt lungane. Bă, dar astea sunt mai lungi, bă, băiatule, bă. Stai un pic, să fac așa o comparație. Ba nu, la fel. Bă, da, sunt lungane rău, bă, băiatule, astea sunt animale mari. Stai pe frecvență, că uite acum. Așa... Bla, 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 calitate de nu știu ce, blue, așa, bun. Ia să vedem, 20 de bucăți, da? Stai să vedem. Sunt curios, dar cred că la filtru cred că sunt albe, mă, frate, am așa impresia asta. Ia. A, chiar am uitat, ia să, păi, ca să arăt așa, ia. E pe focus, este, da. Și așa arată, da, când deschizi. Ai, ai. Ia. Da, filtru alb. Bă, dar și astea țigări de alea adevărate. De bărbați adevărați. Mari, bă, băiatule. Lungi, groase. Ia stai să scot așa ca să pară interesant, să par eu interesant. Au curgi tutun din ele. Stai. Stai pe frecvență că cam asta e. Da. Că nu mai zic de acum că le găsești numai pe internet, că sare lumea în cap. Bulangiule, dar nu vezi că e peste tot la vânzare? Numai tu știi. Deci așa arată țigara. Și uite filtrul. Filtrul din ăsta plin, da? N-are ca la Parlament. N-are din alea. E nu adevărat. Mă, dar ce? Dar asta, ia, asta e, fac așa o comparație. Între asta și asta. Stai un pic între asta, Win, și asta. Oarecum sunt la fel ca dimensiuni. Dar stai un pic. Bă, dar asta e parcă mai groasă, bă, bă, iată, dar ce țărănească e asta, bă, frate, asta e țărănească rău, West, asta. Asta e, bă, Elita mai strujanu. Bă, dar ce... Mă, o să mor dacă nu. Asta te apuci în doi, te apuci, bă, mai dai și tu două fumuri, mai bag și tu două fumuri, avem treabă aici. Să mor dacă nu, asta e din aia care... Dacă te duci la o bârfă din aia cu băieții, îți iei un, mai să fie bune. Te duci la o bârfă cu băieții, îți iei 5 țigări de astea, când te apuci de asta, uiți în gură la cât tragi din ea. Ia. Brichetă Rothmans. Cum ar fi să fie cândva să se aprins cu brichetă Rothmans, țigări Rothmans și să fie alt gust? Cum ar fi? Nu e așa, normal că nu e așa. Bă, ia. Bă, dar astea sunt mai ok, mă, frate, decât astea, Win asta, care oarecum spunem albastre, nu știu tăria astea, dar cred că e din mijloc. Deci la astea tăria cred că e din mijloc și la astea la fel, da? Tăria e tot din mijloc, Win. Că ne-am făcut eu acum înainte, bun. Dar astea se fumează mai ușor, mă. Aude cum s-a făcut filtrul, frate, deja. Are sănătate curată, asta are. Mamă, dar astea e bune. Dacă ar fi cu adevărat să fac o comparație între astea două, ar fi că astea sunt mai finuți, cum ar veni, sunt mai fiabile, cum să spun eu, mai finuți, mai... nu știu cum să zic. Cred că da, cred că sunt mai finuți, cred că merg mai bine de... Ce puțin sunt mai fumabile, cred că asta e cea mai bună variantă, sunt mult mai fumabile. E bune vorbesc. Da. Clar, au un plus mare față de alea. Deci nu sunt așa de... Nu mă ronță e pe gât aici, nu mă omoară la gât aici. Și ar fi mai ușor de fumat, dar văd că se fumează repede. Apar ele adevărate din alea dita mai strujenii, dar... Adică chiar da. Deci dacă ar fi cu adevărat, chiar aș putea să fumez de astea. Sunt printre singurile de astea altceva care chiar aș putea să le fumez, așa...
Da. Deci da. Chiar da, asta chiar da. Chiar îmi plac, asta chiar îmi plac, bă, frate. Și și mai ieftin, nu știu, că e vreo 19-20 lei pachetul, că e pe ieftinat, chiar dai seama. Ca și concluzii de la 1 la 10 pentru mine așa, din ce am fumat eu și din ce ca fumător din asta am răit așa, un 8-50 spre 9, cam așa, adică chiar față de Kent care e 10, Kent mod, asta chiar se apropie spre. Da, frate, da, merg. Pentru mine, da. Pentru gustul meu, da. Asta-i, hai, ne auzim!